Primăria municipiului Buzău a luat decizia de a finanța o campanie de sterilizare a 10.000 de câini cu stăpân ce aparțin rasei comune sau ametișilor acestora de pe raza municipiului Buzău. Potrivit administrației locale, această măsură va reduce substanțial numărul de câini fără stăpân din municipiul Buzău, având în vedere că numărul câinilor fără stăpân este în creștere cu aproximativ 50% anual față de anul precedent, sterilizarea fiind singura metodă prin care se poate stopa fenomenul de înmulțire a câinilor fără stăpân pe termen mediu și lung, fără a fi nevoit să recurgem la eutanasiere, cât și asigurarea sănătății și siguranței cetățenilor. S-a declanșat și sterilizarea câinilor. Sper să cupleze toți stăpânii de câini, pentru că ei sunt, până la urmă, furnizorii de câini, pentru că în momentul în care a fătat o cățea, nimeni nu cred că este în stare să omoare cățelul și ea. Campania se derulează în luna august 2024 și se va desfășura multianual, funcție de disponibilitățile bugetare ale UAT municipiul Buzău. Am dat și anunțul, sigur vom începe, oamenii ar trebui să, stăpânii de câini, să se prezinte la doctorii veterinari pe care i-am avizat pentru treaba asta 6 sau 8. Ne-am înțeles pe un preț, sper să înceapă, iar cei 600 de lei era. Da, iar cei care nu vor veni să sterilizeze câini, bineînțeles că vor fi amendați și amenzile sunt mari. Operațiile de sterilizare se vor desfășura la 6 cabinete medicale veterinare, care și-au manifestat intenția de a încheia contracte de prestări servicii cu primăria municipiului Buzău. Proprietarii aparținătorii de câini ce aparțin rasei comune sau ametișilor acestora sunt rugați să meargă la cabinetele medicale veterinare în vederea realizării gratuite a operațiilor de sterilizare. Campania va fi urmată și de măsuri de încurajare a adopțiilor câinilor fără stăpân.